Alo. Bună ziua, domnul Ivașcu. Cezar Petrescu la telefon de la Experimentul Ecriu. Îmi cer scuze că vă deranjez în această zi frumoasă. Domnul Ivașcu, vreau să vă întreb și eu dacă sunteți amabili să ne răspundeți la o serie de întrebări legat de modul în care se acordă de către ANAF Lehliu Gară aceste reeșalonări la plată pentru datorii ale firmelor apropiate diverselor persoane din anturajul clanului Acomi. Ați putea să mă ajutați punctual cu o serie de... Domnul Petrescu, da. Faceți scris și vă răspundem la orice întrebare doriți. Să facem scris, da, nu? Da, faceți-ne scris și vă răspundem la orice întrebare doriți. Dar dumneavoastră, din câte știți dumneavoastră, reeșalonările astea trebuie să respecte anumite condiții legale, nu? Da, corect. Deci dacă aceste reeșalonări au fost făcute pe 70 de ani, spre exemplu, înseamnă că nu ar fi legale, nu? Nu există așa ceva. Există prevederi legale specifice pentru orice tip de reeșalonare. Am înțeles. Așa ar fi normal. Așa este normal și așa se și întâmplă. Faceți-ne scris și vă răspundem la orice întrebare doriți. Am înțeles. Da? Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ivașcu. Sănătate. La revedere.